vrând, nevrând, dar vrând, pentru că legea finanțării partidelor, știți că e în vigoare, am spus și astăzi colegilor noștri candidați, aibă mare grijă, pentru că fiecare leu investit legal în campanie, până la urmă, va fi un leu din fonduri publice. Dacă unii aveau așteptări că instituția care se numește DNA pune pe stop activitatea pe o perioadă de 3 luni, cât înseamnă pre-campanie electorală sau campanie electorală și o rea după ce se alege noua administrație, acel cineva sau acei oameni care credeau acest lucru se înșela. Se înșelau. Pavel Badea, candidatul PNL la primăria Craiova, a declarat că este afectat de arestarea primarului Ilie Olguța Vasilescu. Sunt trist pentru Craiova, pentru că este a doua oară când un primar în funcție al Craiovei este luat de către DNA. Sincer, îmi pare rău pentru Ilie Olguța Vasilescu. Eu mi-aș dori să candidez contra primarului în funcție Ilie Olguța Vasilescu. Și cred că pot să o înving pe Ilie Olguța Vasilescu. Mai marii partidului prezenți la această oră în bănie la lansarea proiectului și candidatului pentru administrația locală din oraș au declarat că exclud orice alianță politică cu PSD chiar și după alegerii.